Pe ce facem, pariu? Eu spun că o să câștige Marius. Moroșan. Pe ce facem, pariu? Mi-ar plăcea, eu recunosc, mi-ar plăcea foarte tare să câștige Moroșanul, dar cred că o să câștige Marius, nu știu, asta simt. Bine, facem pariu, pe ce facem pariu? Zi, pe cât? Hai o săritură cu parașuta. Vai de capul tău. N-ai curaj? Nu. De ce? Hai de mâine, te ești aventurier, ești nebună. Hai, te rog! Uite, fii atentă cum facem. Dacă va fi să câștig eu, facem un o ședință foto nud. Eram, deci, Doamne, deci erai sigur no, că nu, 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 hai să menționăm. O ședință foto nud, dar fără nimic explicit. Mi-e frică să bat. Păi, nu, no, dar eu sar cu parașuta. Mie nu mi-e frică să sar cu parașuta. Da, dacă pierd, sar, da. Da. Ce zici? Te bagi? Okay, e mai safe pe pământ, în fundul gol, decât în aer îmbrăcat. Acum, hai sincer. Măcar într-un costum, așa. Ce, cum, lasă-mă un costum, de... ai făcut baie în costum de dând atâtea ori. Hai, stai, 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 ascultă, nu este nimic greșit și nimic urât să pozezi, să pozezi nu. Hai, mă, că o să câștige Marius, jur că o să câștige Marius, simt eu asta. Bravo, cine taie? Bac, jap, am tăiat. Bravo. Mamă, Doamne, avem și pariu. Avem și pariu. Mamă, dacă m-ar auzi Moro, eu acum îți dai seama că ar trebui să susțin. Hai, Marius, hai, Marius. Pe asta, să vedem, nu se știe. Vedem ce va fi. Nu știu de ce am făcut asta. Și mai ales că eu n-am zis când o să sar. Poți să sar la 80 de ani. Și nici eu n-am zis când fac ședința. Păi nu expozez nud la 80 de ani, ce ai? Vă mulțumim foarte mult că ne-ați fost alături pe tot acest concurs. Moroșan câștigă. Și vreau să luați exemplu. Dar nu știi ce emoție am acum cu finala asta.